Bună seara și pacea Domnului Iisus tuturor, celor care sunt prezenți aici și celor care ne urmăresc pe internet. Mulțumim lui Dumnezeu pentru săptămâna care a trecut și pentru ajutorul pe care l-am primit. Ajutor special fiecăruia dintre noi. Un cuvânt pentru început de sabat am ales din Romani, capitolul 16, versetele 17 la 20. Vă îndemn, fraților, să vă feriți de cei ce fac dezbinări și tulburare împotriva învățăturii pe care ați primit-o. Depărtați-vă de ei, spune cuvântul. Iar versetul 19, cât despre voi, ascultarea voastră este cunoscută de toți. Mă bucur dar de voi și doresc să fiți înțelepți în ce privește binele. Dumnezeul păcii va zdrobi în curând pe Satana sub picioarele voastre. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi. Amin. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea curaj, îmbărbătare, să putem să stăm tari și să nu fim dărâmați de nimeni încoace și încolo. Pentru sabatul acesta, cuvântul din partea Domnului pentru seara aceasta va fi prezentat de fratele John Stelian. Pentru mâine dimineață, pastorul va fi prezent la ora 11, iar mâine după amiază vom avea un program special, un program de muzică, un program de tineret, cum doriți să-i spuneți, pentru a lăuda pe Dumnezeu, un program de laudă. Domnul să fie cu noi și vă invit să deschidem serviciul divin din seara aceasta și să intonăm împreună imnul numărul 80, O Iisus, ce dulce nume. Thank you.
fratele Lucian Ghioldo. Tatăl nostru, te laudăm din toată inima pentru chemarea Duhului Sfânt și pentru privilegiul de a fi înaintea ta în acest sabat, la început de sabat. Îți mulțumim pentru că ne readuce aminte de săptămâna creațiunii. Te rugăm ca binecuvântarea care ai dat-o asupra sabatului, asupra familiei, asupra oamenilor să fie dată și prin cuvânt asupra noastră astăzi. Dorim și binecuvântarea mântuirii tale. Dorim ca cuvântul tău să fie prezentat de la tine cu putere prin cel pe care l-ai pregătit și în felul acesta inimile noastre să se poată bucura de mântuirea ta. Îți mulțumim pentru că ne-ai călăuzit, pentru că ne-ai fost părinte în fiecare zi. Îți mulțumim pentru că am putut să vedem lucrarea mâinilor tale în viața noastră și pentru aceasta și pentru ceea ce vei face astăzi pentru noi. Te lăudăm prin numele Domnului Iisus. Amin. Amin. În primul rând, să mulțumim Bunului Dumnezeu că suntem împreună, că avem acest privilegiu ca să îi mulțumim lui Dumnezeu în casa lui de rugăciune. Și mai avem încă un privilegiu să-i mulțumim Domnului că ne-a condus o săptămână. Și după această săptămână suntem cu toții aici, în casa lui de rugăciune. Dragii mei, în seara aceasta vom vorbi despre un subiect pe care probabil îl știți, dar vreau să-l mai repetăm o dată pentru că cred că este foarte important. Este vorba despre Matei la capitolul 22, unde este vorba despre nunta fiului de împărat. Și parabola spune că împăratul a făcut nuntă fiului său. Și a trimis niște invitații la oamenii care trebuia să vină. A trimis o invitație la, mă rog, la cel mai important din localitate, apoi la toți prietenii de acolo și încetul cu încetul a dat toate invitațiile, a mers înapoi acasă și a spus acum nunta este aproape gata, trebuie să mergeți, să invitați pe acești oameni o cameră mare acolo unde se ținea ospățul, toată lumea avea loc și împăratul a trimis pe cei care se ocupa cu lucrul acesta ca să se aducă la ospăți. Când au ajuns la ei, la casele lor, fiecare dintre ei s-a scuzat. Unul că nu poate, celălalt care are o altă treabă. Robii s-au întors înapoi și a spus împăratului, Doamne, dar nu vor să vină, ci mai duceți-vă odată. Mai faceți-le o invitație, mai vorbiți cu ei despre acest banchet pe care îl dau. Pentru că este foarte important. Este o nuntă foarte importantă, este nunta fiului meu. Și atunci ei s-au dus și s-au dus la fiecare în parte celor care le-a dat invitația, dar fiecare s-a scuzat într-un fel sau altul și niciunul dintre ei n-a dorit să vină la nuntă. Cuvântul spune că le va face... îi va nimici, pentru că a încurcat nunta, pentru că a încurcat pe cel care a pregătit ospățul. Știți dumneavoastră ce înseamnă să pregătești o nuntă și cu o zi înainte de nuntă să vină cineva să spună, zice, am amânat nunta, s-a terminat. Ce ziceți dumneavoastră că s-ar întâmpla acolo? Toată mâncarea care a fost pregătită, toate lucrurile care s-au pregătit. Așa s-a întâmplat aici. Și atunci la Matei, la capitolul 22 cu versetul 10,
spune așa. Robii au ieșit la răspântii și au strâns pe toți care i-au găsit. Și buni și sfinți. Nu? Așa zice? Cum zice? Și buni și răi. Și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Nu vi se pare interesant? Ca unii dintre noi să ținem credința toată viața, să ținem credința de când ne-am născut până când murim și să vină unii acum care au fost bețivi, care au fost într-un fel și în fine să le facă invitația și să intre în sala de nuntă. Ar fi drept? Ce ziceți dumneavoastră? Ar fi drept? Eu nu cred că ar fi drept. Nu, pentru că atunci ce ar zice acei care s-au străduit? Nu cumva trebuie rezolvată o problemă înainte ca să intre în sala ospățului? Nu, frate. Trebuia să o rezolve. Acolo, în sala ospățului de nuntă, vedeți dumneavoastră, nu se intră oricum. Se intră cu ce? Cu haină de nuntă. Hai să vedem acum. Cine ziceți dumneavoastră că sunt oamenii buni? Cei ce fac voia lui Dumnezeu. Foarte bine zis. Ce mai ziceți dumneavoastră? Care sunt oamenii buni? Poporul ales, dar ceilalți oameni care nu sunt aleși, dar care o fac binele, ce zice? Sunt oameni buni? Vedeți dumneavoastră, aici cuvântul ne spune clar. Zice, robii au ieșit la răspântii și au strâns pe toți pe care i-au găsit, și buni și răi. Au fost oameni care au murit pentru credință. Au fost oameni care și-au dat viața ca să păstreze legea lui Dumnezeu. Țin minte, eram la armată la Câmpul Lung Mușcel. Acolo erau două unități, una lângă alta. A noastră era de chimie, de arme de nimicire în masă, iar ceilalți erau vânători de munte. Și bunul Dumnezeu s-a îndurat de mine ca să-mi dea sabatul liber și mi-a dat în primire alimentele și furajele. Și în fiecare dimineață trebuia să mă duc la fiecare depozit, era depozitul pentru război, depozitul pentru alimente uzuale și să văd dacă sigiliul de acolo era intact. Dacă se întâmpla ceva cu sigiliul, trebuie imediat să anunț, să vină să se facă cercetări. Era un lucru foarte grav. Și în fiecare dimineață mă duceam acolo. Vis-a-vis de acest depozit, în partea cealaltă a gardului, era închisoarea sau arestul vânătorilor de munte. Și într-o dimineață, când am ajuns acolo, aud fluierând un cântec de-al nostru. Mă uit printre gard, era cu luci, se vedea foarte bine, un soldat, detalii în mijlocie, fără șireturi, fără centură, fluiera. Și îi fac semn. Vino încoace. Și zic, ești adventist? Zice, da, dar tu? Zic, și eu. Dacă ești adventist, spune-mi cum se numește cântecul pe care îl fluieram eu. Și spun, vorbește întâi Iisuse. Zice, da, așa e, pacea Domnului. Ce faci, măi, frate, aici? Zice, frățiorule, zice, datorită faptului că nu lucrez sâmbăta,
m-a băgat la arest, ci dar nu numai asta. Nu știu, dacă nu se întâmplă ceva curând, cred că voi muri aici. Mi-aduce numai pâine unsă cu untură, mi-aduce numai mâncare cu carne de porc, nu pot să mănânc nimic. Toată lumea ar vrea să mor. Și zic, dacă ți-aduc eu puțină mâncare, poți să, să o iei? Uite, ți-o pun acolo în marginea gardului și iau-o de acolo. Aveam în primire și brânză, și marmeladă, și pâine și i-am pus acolo. Dar el fluiera în continuare, își vedea de necazul lui, nu știa ce se întâmplă, toți își băteau joc de el și la un moment dat, când m-am dus într-o dimineață, am văzut mâncare acolo, nu mai losese. Și mă duc lângă gard și întreb pe santinela care era acolo. Zic, era un bărbat care fluiera frumos aici. Unde este? Păi zice, ce voi nu știți? Păi zic, nu știm, pentru că suntem de la unitatea asta. Zice, sâmbătă, adică ieri, a venit procurorul militar, a strâns toată unitatea, 1000 de soldați, toți ofițerii, i-a adus de acasă că trebuia să facă această judecată și să dea exemplu acestui om. Și zice, l-a chemat în fața procurorului militar, era un colonel, zice, a stat drept tot timpul, foarte frumos, o atitudine frumoasă din partea lui. Și l-a întrebat, de ce nu lucrezi sâmbăta? Pentru că sunt adventist de ziua șaptea și toată lumea a auzit, și ofițerii și soldații. Zice, era sâmbătar. Ce l-a întrebat, de ce nu lucrează? Pentru că așa spune legea lui Dumnezeu. Dar legea țării te obligă să lucrezi. Zice, eu mai întâi țin legea lui Dumnezeu, iar apoi legea acestei țări. L-a mai întrebat de câteva ori și i-a dat posibilitatea să o întoarcă puțin ca să îl lase liber. E, dacă te duci până la locul de muncă sau până acolo și nu lucrezi, dar decât stai acolo, zice, cred că vei putea face lucrul ăsta. Ce zici? Îi spunea colonelul. Probabil că a vrut să-l scape. Dar el a spus, nu, nu voi putea face lucrul ăsta. Legea lui Dumnezeu stă în picioare și astăzi. Și atunci colonelul a oftat și zice, n-am decât să-ți dau 4 ani de batalion disciplinar și începând din seara aceasta vei fi luat, încarcerat și dus acolo. Zice cel care îmi spunea, parcă am venit de la mormântare, așa ne-am simțit toți. Și da, am înțeles un lucru, că ziua de odihnă care a lăsat-o Dumnezeu este sâmbăta. Și au înțeles toată lumea de acolo, toți soldații, 1000 de soldați și 250 de ofițeri. Ce ziceți dumneavoastră? Cine a fost omul acesta, un om bun sau un om rău? Un om bun. A ținut la legea lui Dumnezeu cu prețul vieții lui. Dragii mei, tatăl meu a fost dat afară din serviciu de 15 sau vreo 17 ori. Ca să-și bată joc de el, să-l angajeze din nou și să-l țină cu salariul ăla mic. De ce? Pentru că era adventist și nu mergea sâmbăta. Vedeți? Aceștia au fost oamenii care au ținut la credință. Oameni ca dumneavoastră care v-ați făcut datoria
față de Dumnezeu în fiecare dimineață, în fiecare zi, față de oameni și față de Dumnezeu. Aceștia sunt considerați oamenii buni. Cine sunt oamenii răi? Ce ziceți dumneavoastră? Ăia răi, nu? Lângă mine, acasă, aveam un vecin. Gheorghe Șervan. Un bețiv notoriu, venea de la cârșum aproape la 12 noaptea și până la 3 dimineața, zbiera într-un hal, fără hal, nu puteam dormi, copiii veneau pe la noi, soția se ducea la altă soră de-a lui mama. Era un dezastru familia aceea. Noapte de noapte, noapte de noapte făcea acest lucru. Timp de ani și ani de zile. Și într-o sâmbătă dimineață ne trezim cu el la biserică. Toată lumea se întreba, ce-o fi cu ăsta aici, cu bețivul ăsta aici? Și un frate prea fericit, prezbiter, se duce să-l întrebe. Dar de ce ați venit la noi? Păi vreau să mă fac și eu adventist. Dumneata? Da, eu. Nu se poate? Ba da. Și care ar fi requirementul ca să mă fac adventist? Oh, pentru dumneata? Stai că ți-e explic eu. După ce se termină cu serviciul divin. Vorbește și cu ceilalți presbiteri și acum să ia o măsură și să-i spună ce trebuie să facă acestui om rău. Și zice, frate, domnule, sau cum i-o fi spus, zice, trebuie să vii la ora de pregătire, să nu mai lucrezi sâmbăta și să înveți toată doctrina noastră. Bine, am să fac lucrul acesta. Și a început. A venit o sâmbătă, a venit două, a venit o lună, a venit două, a venit trei luni, până când s-a terminat manualul pregătirii. Și când s-a terminat manualul, ceilalți care erau cu el în grup acolo, au fost chemați să fie examinați, păi el nu l-a luat. Păi, de ce nu m-ați luat și pe mine? Păi, vezi, dumneata, toată lumea știe cine ai fost și de, poate că nu te-ai pocăit de ajuns. Noi am hotărât ca să mai faci o dată ora de pregătire și apoi te botezăm. Aici e foarte bine, nicio problemă, că n-am unde să mă duc și n-am altceva de făcut. Și a început să vină la, din nou la ora de pregătire. Dar în timpul acesta, pe la jumătate, a dat o gripă peste el și a murit. Acum, păi să-l îngroape popa, că nu e adventist. Ăilalți de acasă zice, nu, dumneavoastră trebuie să-l îngropați, că uite, a lăsat scris aici, a lăsat un testament, să-l îngropați dumneavoastră, să nu-i facem pomeni, să așa. Păi da, da, știu eu cum o ieși, că n-a fost botezat și dacă ne trage preotul la răspundere și dacă și... În fine, a venit ziua mormântării, s-au prezentat acolo, mai cu chiu, cu vai, i-a făcut mormântarea. Ce ziceți dumneavoastră? Ce fel de om a fost ăsta? Bun sau rău? A fost rău. A fost primit de Dumnezeu. Și nu suntem noi aceia care dăm mântuirea. Nu noi dăm mântuirea oamenilor. Ne mai dăm cu
presupusul câteodată că cine știe că a fost sau că n-a fost mântuit, nu e treaba noastră, nu știm. Vreau să vă mai spun o experiență. Vecinul meu de acolo, adică unchiul meu, când a văzut că vine la biserică, cel care era deranjat toată noaptea, vorbea cu soția lui. O chema Marița. Ce auzi tu, fă, Marițo? Să-i spăl eu picioarele unui nenorocit ăsta care nu m-a lăsat să dorm 15 ani din viață, zice. Ioane, dacă nu faci lucrul ăsta, degeaba te-ai dus la adunare, zice, până acum. Da, ai dreptate. Vedeți dumneavoastră? Avem prejudecățile noastre, avem întrebările noastre, dar Dumnezeu nu să ia după ele, ci să ia după fiecare suflet în parte, după fiecare inimă. Aici, în America, există un departament care se ocupă cu închisorile. Și pastorii se duc la închisori, fac lucrarea acolo, le dă literatură, dar există o închisoare care se numește Ultimul Drum. Se duc acolo și de acolo sunt executați. Sunt criminali notorii. Și, dragii mei, s-a dus pastorul nostru, a vorbit cu unul, cu doi, dar s-a dus la unul care stătea în spatele, chiar în spatele celulii lui acolo, nu vorbea cu nimenea. Ce vrei? Vreau să vorbesc cu dumneavoastră, să vă spun despre Domnul Iisus, să vă spun de... N-am nevoie să-mi spui, mai am 3 săptămâni de trăit, nu vreau să mai aud de nimeni și de nimic. Da, da, uite... Mai avem alte lucruri să discutăm. N-am ce discuta. Ba da, zice, ați auzit vreodată de tâlhar după cruce? Ce tâlhar? Unul care a făcut destule omoruri, care a făcut atâtea probleme și a fost răstignit împreună cu Domnul Hristos. Da? Și ce a făcut tâlharul ăla? Și a început să-i povestească despre tâlhar, despre felul cum a vorbit Domnul Hristos cu el, despre această istorie care s-a petrecut la cruce. Și după ce i-a povestit aproape o oră, a venit gardianul, zice, s-a terminat timpul pentru celula aceasta, dacă vrei să te muți în altă parte sau să pleci pentru că... Și atunci îl întreabă pe deținut, vrei să faci o rugăciune cu mine? Și omul spune, zice, da. Dar știi de ce sunt aici? Păi zic, nu știu, dar drept să spun, nu mă interesează, pentru că eu nu sunt judecător, nu sunt. Zice, am violat o fată și am omorât-o. Și acum aștept să fiu executat. Dar dacă vrei să faci o rugăciune, fă-o. S-a rugat pentru el ca să-l primească pe Domnul Hristos, a făcut ultima rugăciune, cum s-ar spune, a dat mâna cu el și a plecat. Știa că nu-l mai vede, că trebuia să treacă încă o lună și în 3 săptămâni el era executat. Și spune, zice... Când a venit a doua oară să terminase cu el, și-au venit gardienii și cu șeful penitenciarului de acolo, zice, domnule, vrem să vorbim cu dumneavoastră. Ce i-a spus omului acela? Care a fost discursul pe care i l-a ținut? Pentru că din momentul acela, ăla a fost un sfânt. Nu s-a purtat altfel decât un sfânt. Și cu ceilalți oameni, și cu gardienii, cu toți. Ce i-ați făcut? I-am vorbit despre Domnul Hristos, i-a spus el. Și atunci,
A spus ultimile ore ale lui. Zice, l-am luat și l-a dus la camera de execuție și acolo era prezent și părinții fetei, acolo era prezent și primarul localității și toate personalitățile de la închisoare. Zice, și înainte ca să fie executat, a cerut să vorbească. Și avea dreptul. Și i-a dat voie și a zis, știu că nu mă puteți ierta pentru ce am făcut. Și este de neiertat fapta pe care am făcut-o. Dar vreau să știți un lucru, că îmi pare rău. Și îmi pare rău din inima. Acum plec de pe lumea aceasta. Nu merit să fiu omorât odată. Probabil de 3, 4, 5 ori să fiu omorât pentru ce am făcut. Dar vreau să știți că îmi pare rău. Și acum vreau să spun că m-am împăcat cu Dumnezeu și plec liniștit să mă duc pe celălalt râm. Și uite așa a fost executat și a murit. Ce fel de om a fost omul acesta, bun sau rău? A fost rău, dragul meu, până 3 săptămâni înainte ca să intre, să-l execute. Și vedeți dumneavoastră ce se întâmplă. De ce unii oameni, în ultima parte a vieții, încep să se gândească la Dumnezeu? Cine le pune în inimă lucrul acesta și de ce? Este un singur motiv, că să-i aducă Dumnezeu să le schimbe inima și gândirea și să-i aducă la ospățul pe care l-a pregătit pentru noi toți. Acum, vedeți, vin și aceia buni și aceia răi la ușă. Iar acolo la ușă, există un alt grup care stă la ușă acolo. Știi cum se numesc ăia? Vai de voi, cum zice la Luca, la capitolul 11. Cum zice? Da, Luca, capitolul 11. Hai să ne uităm dacă nu se pune pe... Așa. 11 cu... Da? Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. Ăsta e grupul ăla de așa zis sfinți, care stau la ușa ospățului acolo și nu îi lasă pe oameni să intre. Tu? Păi tu nu știi cine ești? Ha! Nu știi ce ai făcut în viață. Te mai iartă Dumnezeu pe tine? A, nici de cât. Du-te înapoi și vedeți de treaba ta. Ia-te iară de băutură și de alte lucruri. La ceilalți care sunt oameni buni, ce vrei să spui? Încă mai mănânci carne? Mai faci aia? Mai faci ailaltă? A, zice, nu mai veni degeaba, că nu, degeaba te duci. Și iacă-te că ei stau acolo... Învățătorii ai legii, zice, voi stați acolo, nu să-i aduceți pe oameni înăuntru, ci să-i împiedicați să intre. Dragii mei, să ne ferească Dumnezeu să facem parte din grupul ăla. Să ne ferească Dumnezeu. Pentru că vom primi o pedeapsă foarte aspră. Haideți să le spunem oamenilor să intre așa cum sunt. Că acolo la ușă se întâmplă ceva. Ce zice că s-a întâmplat după aceea, după ce au intrat? Mai departe, la versetul 11. Împăratul a intrat să vadă oaspeții. Zice, și a zărit acolo un om care nu era îmbrăcat cu haina de nuntă. Bom.
Deci ce se întâmpla la intrare acolo? Ce se dădea? Haina de nuntă. Deci nu putem intra în împărăția lui Dumnezeu până când nu primim haina aia a îndreptățirii Domnului Hristos. N-are importanță ce ai făcut acum 10 ani, 20 de ani, n-are importanță ce ai făcut ieri alaltă, el este istorie, nu te mai poți întoarce ca să oprești tot ce ai făcut. Dar poți să vii la Domnul și să-i spui, Doamne, îmi pare rău. Ne pare rău de trecutul nostru? Da sau nu? Dragii mei, în viața aceasta am făcut lucruri care astăzi aș vrea mai repede să mor decât să le mai fac. Dar atunci n-am cunoscut atât de bine cum cunosc astăzi cuvântul lui Dumnezeu. E, vedeți dumneavoastră, toți acești oameni și ăștia buni și ăștia răi care au venit în ultimul moment au primit această haină de nuntă și au luat loc în sala oaspețului. Unii au fost întorși de sfinții de la ușă, e, dar Domnul a intrat și zice că a văzut acolo pe unul care, ce zicea? Ce zice că a zis când l-a văzut pe împărat? A amuțit. La Ioan, la capitolul 7, ne mai spune ceva acolo. Zice, Doamne, n-am predicat noi în numele Tău, n-am scos noi demoni în numele Tău, n-am făcut minuni în numele Tău. Și zice, Domnul le va spune curat, plecați de la mine voi care ați lucrat fără de lege, fără de lege. Să nu uităm, legea lui Dumnezeu este la mijloc. Voi care ați lucrat fără de lege. Iar acest om a amuțit la un padlac, știți cum este, se duce și se ia mâncare de acolo și se stă jos după aceea să mănânce fiecare. Un om mai în vârstă a luat și soția lui s-a dus și a luat mâncare. I-a adus-o să mănânce și când a mâncat, i s-a părut lui ceva ciudat. Și când se uită, era puțin de carne de curcan tăiat acolo în salata aia de beof. S-a sculat în picioare. Cum ai putut să faci lucrul acesta, să mi-aduci mâncarea aceasta? 40 de ani n-am mâncat carne și uite, acum am mâncat. Își pierduse mântuirea, te pomenește, a? Ce ziceți? Hai să fim serioși. Oamenii ăștia sunt oamenii care vor să se mântuiască prin propria lor sfințenie. Păi, dar n-am făcut asta, Doamne, păi câți bani am dat eu pentru biserică, cât am lucrat eu pentru Domnul și mă rog, nu asta ne pune în împărăția lui Dumnezeu, nu. Ci haina aia îndreptățirii, dar el n-a vrut să o ia pentru că a crezut că este bun de ajuns ca să intre în împărăția cerului cu hainele lui. Dar iacă-te că n-a fost bun. Dragii mei, haideți să ne facem un bilanț, să ne uităm la noi înșine și să nu ne mai lăudăm cu faptele noastre. Ce am făcut noi pentru Domnul, ce am făcut noi pentru alții. E bine că am făcut, nu e rău. Dumnezeu ține cont de orice lucru pe care l-am făcut. Dar să nu uităm un lucru. Acele lucruri nu ne ajută pentru mântuire. Că zice acolo în cuvântul Apostolul Pavel, la Efeseni, la capitolul 2, căci prin har ați fost mântuiți prin credință. Și acesta este darul lui Dumnezeu. Dragii mei, ce pot să vă spun în seara aceasta? Haideți să intrăm în sala oaspețului.
Haideți să luăm haina de nuntă, să o îmbrăcăm și să intrăm umiliți în sala banchetului, iar apoi acolo să-L așteptăm pe Împăratul nostru, pe Domnul Hristos, care va veni să ne spună: bine, slugă bună și credincioasă, ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Intră în bucuria stăpânului tău. Bunul Dumnezeu să ne ajute să intrăm în bucuria stăpânului, să luăm haina de nuntă și să intrăm pentru totdeauna în sala ospățului. Amin. Cu cât închidem? În numele Domnului închidem ora de plecere cu imnul 465. Vin la Domnul cel iubit. Să luăm aminte la rugăciune împreună. Tatăl nostru, care locuiești în înălțimea cerului, venim înaintea sfințeniei tale, acum la sfârșitul acestei ore de serviciu divin, să-ți mulțumim pentru liniște și pentru tot ce ne-ai dăruit. Acum, Părinte, când plecăm la casele noastre, te rugăm să trimezi tu îngerii tăi să ne păzească, să fie cu noi, să ne ocrotească în noaptea care urmează și să ne ajute, Doamne, să ne sculăm sănătoși mâine, să putem să venim la casa Ta de rugăciune. Te rugăm, Părinte, să trimezi Tu Duhul Tău cel Sfânt în inimile noastre, să ne dea înțelegere, să ne dea răbdare,
Iar mai presus de toate, Doamne, să ne dea pacea cerească de care avem nevoie și haina îndreptățirii Domnului Hristos. Rămâi cu noi și noi vrem să rămânem cu Tine. Toate acestea Te-am rugat și îți mulțumim în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Amin.